greșeală. Ce vă propun eu este să vorbiți, să vă adresați inimii publicului. Pentru că inima funcționează foarte bine în România, atâta vreme cât nu e foarte multă rațiune. E mult mai ușor, pur și simplu, să vorbești dacă vrei să faci debate profesional. Dar, doi, știi ce n-am găsit la niciunul dintre voi? Argumentul ăla fabulos, la care mă așteptam să-l aud, pe care mă așteptam să-l aud. Dacă tinerii sunt sau nu promovați. Păi ca să fie promovată valoarea, trebuie ca valoarea să fie în reperele culturale ale unui popor. Nu? Este? Ne-am fi necat singur dacă am fi spus chestia asta. Noi suntem pro. Păi da, dar e. Adevărat, într-un fel. Dar, totuși, sunt și persoane care vor și nu pot să învețe sau să evolueze, dar sunt și persoane care nu vor și, din păcate, aceia au cele mai mari șanse. Ok. Și mai era un argument bun. Exportul României cel mai bun și cel mai valoros în momentul ăsta sunt oamenii. Nu avem nicăieri un succes mai mare, atât ca income, cât și ca număr de persoane duse afară, decât oameni. Deci înseamnă că noi promovăm. Deci îi creăm, îi promovăm și îi trimitem la export. Bun. Da.